Numai puțin de 430 de sancțiuni contravenționale au aplicat polițiștii rutieri în 5 zile pe drumurile din județul Hunedoara. Oamenii legii au suspendat dreptul de conducere a autovehiculelor pentru 45 de șoferi, iar 37 dintre aceștia au rămas fără permis după ce au călcat prea tare pedala de accelerație. De asemenea, în urma controalelor au fost identificați și conducători auto care au consumat băuturi alcoolice, dar și substanțe psihoactive. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au organizat o acțiune privind asigurarea unui grad corespunzător al siguranței cetățenilor la nivelul județului Hunedoara cu privire la prevenirea și diminuarea accidentelor rutiere. În urma acțiunii, oamenii legii au constatat și aplicat 430 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de circulație. Dintre acestea, aproape 330 au fost pentru nerespectarea regimului de viteză legal. Sancțiuni au primit și pietonii ori bicicliștii care nu au respectat regimul de circulație. Viteza excesivă rămâne în continuare o problemă pe drumurile din județ. Drept dovadă, polițiștii au suspendat 45 de permise de conducere. Un astfel de exemplu a fost pe raza localității Sântuhalm, când un șofer a fost prins gonind cu 146 de kilometri pe oră, ulterior constatându-se că nu deținea permis de conducere. De asemenea, au fost sancționați și șoferii care au urcat la volan, deși au consumat băuturi alcoolice ori substanțe psihoactive. Astfel de acțiuni ale polițiștilor rutieri vor continua și în zilele următoare, având ca scop atât prevenirea și diminuarea accidentelor rutiere, cât și creșterea gradului de siguranță rutieră.